Haideți să deschidem cuvântul Domnului la Epistola Apostolului Pavel către Romani, capitolul 13 și începând cu versetul 11 până la versetul 14, ascultăm acest cuvânt al Scripturii. Haideți să vedem ce spune omului Dumnezeu. Și aceasta cu atât mai mult cu cât știți în ce împrejurări ne aflăm, este ceasul să vă treziți în sfârșit din somn. Căci acum mântuirea este mai aproape de noi decât atunci când am crezut. Noaptea aproape a trecut, se apropie ziua. Să ne dezbrăcăm dar de faptele întunericului și să ne îmbrăcăm cu armele luminii. Să trăim frumos, ca în timpul zilei, nu în chefuri și în beții, nu în curvi și în fapte de rușine, nu în certuri și în pismă, ci îmbrăcați-vă în Domnul Iisus Hristos și nu purtați grijă de firea pământească pentru ca să-i treziți poftele. Amin. Pasajul pe care l-am citit e un pasaj cunoscut, un pasaj care de-a lungul anilor, de-a lungul secolelor, aș putea să spun, a avut un impact deosebit asupra celor care i-au acordat atenție. Prin aceste cuvinte au fost treziți oameni la realitate, dându-și seama de viața lor, de trăirea lor și au avut parte de o întoarcere reală la Dumnezeu. Poate unul din cele mai cunoscute, dacă vreți, cazuri, exemplu, este cel al marelui om al lui Dumnezeu, Sfântul Augustin, sau Fericitul Augustin, cum îl numesc unii, un om care a avut o mamă credincioasă, care s-a rugat mult pentru el, dar un om care, la un moment dat, și-a luat viața în propriile sale mâini, a umblat în diferite locuri, gustând din lucrurile acestei lumi, dar cum declara el mai târziu că rugăciunile mamei lui au avut un efect deosebit încât el, până la urmă, s-a întors la Dumnezeu. Și întorcerea lui a fost undeva în Milano, în orașul acesta italian, cu toate că el provine din nordul Africii, de undeva de pe teritoriul actual al Libiei, dacă țin bine minte, undeva la Tagaste. Acest om a ajuns pe acolo. Era Imperiul Roman în vremea respectivă. Și cum stătea el în grădină, la un moment dat a auzit o fetiță care vorbea și spunea tole lege. Ia și citește. Și așa el a deschis cuvântul Scripturii, a citit pasajul acesta, care a avut, cum spunea, un impact deosebit asupra vieții lui, pentru că din momentul acela, acest om s-a întors la Dumnezeu. Mă rog în această seară, ca Dumnezeu Sfântul să folosească aceste cuvinte pentru trezirea multora dintre noi, Dumnezeu să lumineze mintea noastră, să ne dăruiască pricepere și să putem înțelege că Dumnezeu cu adevărat vrea să ne mântuiască, să ne salveze, El vrea să fim ai Lui pe deplin. Doamne ajută! Din pasajul acesta personal de-a lungul anilor am ținut diferite mesaje, diferite teme. Recent, și anume aseară, într-un mod deosebit, pasajul acesta mi-a atras atenția și am rămas la un moment dat cu următoarele cuvinte. Oh, ce provocare deosebit! Și aceasta va fi tema, acesta va fi titlul predicii din această seară. Oh, ce provocare deosebit! Observați dumneavoastră, trăim în lumea asta, în care în fiecare zi suntem provocați de ceva sau de cineva. Cei care sunteți tineri, elevi la școală, sunteți provocați de colegii voștri. Poate cu un iPhone deschis, arătându-vă o imagine. Dacă vreți, o acceptați, dacă nu, o respingeți, nu? Și o luptă. Provocați să mergeți cu ei în diferite locuri, să gustați din lucrurile acestei lumi.
Trăim într-o lume în care valorile morale sunt călcate în picioare. Mai nimeni nu vrea să țină cont de ce spune Dumnezeu. Pur și simplu, oamenii au întors spatele lui Dumnezeu, considerând că poate undeva doar în biserică, atâta vreme cât stau, mai trebuie să facă ceva, iar în rest, afară, pot să facă ce vor ei. Vorba învățatului român, omului de cultură, Nicolae Iorga, care spunea într-o împrejurare, oamenii l-au închis pe Dumnezeu în biserică, că afară să facă ce vor ei. Cam lucrurile astea se întâmplă în viața asta pe care noi o trăim. Și revin, ca tineri, sunteți provocați cu tot felul de lucruri. Problema se pune cum răspundeți acestor provocări. Problema se pune atâtea lucruri care vin din stânga și din dreapta. Ce faceți cu ele? Te lași prins de diferite lucruri ale acestei lumi și posibil la un moment dat să te bucuri. Posibil să fii primit acolo în grup, să te simți bine, să te aplaude. Știu eu, să fii unul dintre, la un moment dat, cei care să aibă și postură de vedetă și cine știe câte alte lucruri. E o provocare, rețineți. Alții, care, știu eu, sunteți într-o parte sau în altă, la servici sau acasă. Există fel și fel de provocări. Provocări să minți, provocare să înșeli, provocări să faci lucruri neîngăduite și la fiecare pas, rețineți, noi suntem provocați de un lucru sau de altul. Aș putea să vorbesc, să spun multe lucruri despre provocările cu care noi ne întâlnim în viața de zi cu zi. Dar vedeți dumneavoastră, eu am dat titlul acestui mesaj și am spus, o, ce provocare deosebită. Care e provocarea aceea? Și știți ce mi-a atras atenția? Acel verset 13 care spune să trăim frumos. E o provocare, ce ziceți? În mijlocul unui lup care nu știu spre ce se îndreaptă, nu? Unii spun, nu știu. Unul din foștii președinți ai Franței, Valéry Giscard d'Estaing, spunea într-o împrejurare, lumea e nefericită. Pentru că nu știe încotro se îndreaptă. Și simte că dacă ar ști, ar descoperi că se îndreaptă spre nenorocire. Astea sunt cuvintele, auziți, unui mare om care a condus Franța într-o vreme. Nu știu ce l-a determinat să spună aceste lucruri. Oricum, întâlnim și fel și fel de situații în viața asta de zi cu zi. Și ne întrebăm ce va fi, ce se va întâmpla. Dar vedeți dumneavoastră, în ciuda tuturor lucrurilor care se întâmplă în jurul nostru, chiar dacă vedeți dumneavoastră, oamenii văd că se întâmplă fel și fel de lucruri și cineva a comparat lumea cu Titanicul, cu vasul acela celebru care undeva, cred că prin 1914 s-a scufundat. Știți istoria acestui vas, acestui vapor atât de important care, mă rog, a fost poate considerat cea mai mare tragedie maritimă. Atâția oameni au murit atunci, milionari și câți n-au fost acolo, nu s-au îmbarcat. Și cineva a comparat lumea asta cu Titanicul și a zis, în timp ce la etajele superioare unii dansează și mai cântă, undeva jos, la nivelele inferioare, oamenii deja mor. Se întâmplă atâtea și atâtea lucruri pe care le vedem noi cu ochii noștri. Și auziți, există o provocare pe care ne-o face, nu un om, nu bumbar, nu cântăreții, ne face El Marele Stăpân, Dumnezeu glorificat să-i fie nume. Să vezi oameni cărora nu le pasă de Dumnezeu, să vezi oameni care n-au altceva ca scop decât plăcerea, n-au în mintea lor altceva care, știu eu, să-i facă să trăiască cu demnitate în lumea asta, ci calcă peste cadavre, își permit orice și bineînțeles că acolo unde oamenii nu se tem de Dumnezeu, ei sunt gata să facă orice, să comită orice. Și auzi, tu ești provocat să trăiești frumos.
Ai vrea să faci asta? Câți oare sunt gata să trăiască frumos? A trăi frumos nu e doar că faci parte dintr-o grupare religioasă și ai rezolvat problema. O să vedem aici, în cuvântul Scripturii, că a trăi frumos înseamnă să pui în aplicare tot ceea ce îți cere Dumnezeu prin cuvântul Său și zic, Doamne, ajută-ne la aceasta. Eram undeva cu ani în urmă la o întâlnire de tineret și motoul acelei întâlniri era scris acolo pe o bucată de hârtie și era acest. Mai ai o speranță, acordă-ți o șansă. Viața e un dar de la Dumnezeu. Ce faci cu el? Era o întrebare. Și răspunsul era, trăiește. Trăiește frumos. O, Domnul să ne ajute. Primul lucru pe care vreau să-l subliniez în această seară cu privire la această provocare, acest mesaj, este că trăirea frumoasă, ea are caracteristici deosebite. Trăirea frumoasă, ea are caracteristici deosebite, e caracterizată de ceva deosebit. A trăi frumos nu e, știu eu, așa cum pot concepe unii sau alții. Cum poate, știu eu, să vadă un sistem politic, economic sau eu știu, social la un moment dat. Trăirea frumoasă nu poate să fie definită, știu eu, de niște oameni din lumea asta care ei concep că așa este mai bine. Ce adevărată trăire frumoasă, ea e trasată de Marele Stăpân, care atunci când privește spre noi, El vrea să trăim aici cu adevărat o viață dedicată Lui, o viață pusă în slujba Lui. Și când privim la versetul acesta 13, întâlnim câteva caracteristici. Cel puțin aș putea, grupând acele lucruri, patru caracteristici, patru lucruri care caracterizează o viață frumoasă. Și anume, uitați-vă aici, trăirea asta frumoasă, spune cuvântul Scripturii că ea este transparentă. Aș numi prima caracteristică transparență. Observați, spune versetul 13, să trăim frumos ca în timpul zilei. Cum în timpul zilei? În timpul zilei stai în lumina reflectoarelor. Poate să te vadă oricine. Când faci ceva, când te uiți undeva, nu, când privești spre ceva, când întreprinzi ceva, nu stai, mă vede cineva? Știe cineva? Oare dacă fac eu asta, nu cumva cineva observă la ce mă uit? Nu cumva află cineva ce am scris acolo? Că am modificat ceva? Nu cumva mă vede că am furat? Nu cumva mă vede că am înșelat? Nu? Nu cumva se întâmplă că sunt pus în situația aceea de a fi descoperit? Ei, în momentul când cineva trăiește frumos, el trăiește ca în timpul zilei, cu transparență. E transparent în tot ce face. Nu are nicio frică că îl va vedea cineva. Că va afla cineva despre el. Ca să putem înțelege lucrul acesta mai bine, am să fac apel la un pasaj din cartea Iov, un pasaj de altfel cunoscut și mulți dintre dumneavoastră ați avut ocazia să-l citiți. Vă invit să deschideți Biblia la cartea Iov, la capitolul 24 și observați de la versetul 13, ne sunt prezentate aici câteva lucruri. Și auziți ce spune aici. Alții, nu noi, nu? Nu tu. Alții. Că noi de foarte multe ori, când e vorba, nu? Tot spune noi și alții. Ei, vă rog, observați aici ce spune. Alții sunt vrăjmași ai lumii. Adică nu vor transparență, nu ca în timpul zilei. Ești vrăjmași. Și acum observați ce spune. Nu cunosc căile. Nu umblă pe căile ei, cărările ei. Mai departe, citim. Ucigașul se scoală în revărsatul zorilor, ucide pe cel sărac și lipsit și noaptea fur. Nu ziua. Mai departe.
Ochiul preacurvarului pândește amurgul. Nimeni nu mă va vedea, zice el. Și își pun eu maramă pe față. Mai departe. Noaptea sparg casele. Ziua stau închiși. Se tem de lumină. Vă rog, reții. Cuvântul Scripturii spune foarte clar, trăirea frumoasă e transparentă. A trăi frumos înseamnă ca în timpul zilei. Oricine mă poate vedea. N-am timp, nu mi-e frică. Observați, aici apar două cuvinte. Vrăjmaș ai luminii și să te am de lumină. Acum eu te provoc să meditezi. De asta am intitulat mesajul din seara asta. O, ce provocare deosebită! Analizează-ți viața! Eu mi-o analizez pe a mea, dumneata, să analizez viața, trăirea în această seară. N-avem treabă acum cu culoarea confesională. Și să nu se gândească unii dintre dumneavoastră, stimați prieteni, că v-am adus aici și acum îndreptăm tunurile spre voi. Nu, nu, nu! Ne punem toți în lumina acestui cuvânt al lui Dumnezeu. Și auziți! Cuvântul Scripturii spune că a trăi frumos înseamnă ca în timpul zilei. Înseamnă că e transparent. Nu mi-e frică că mă va descoperi soțul făcând nu știu ce. Nu mi-e frică că mă va descoperi soția că am făcut nu știu ce. Nu mi-e frică că părinții vor afla ce am făcut și unde m-am dus. Nu mi-e frică mie ca fată că m-oi mărita. Și afla el trecutul. Și după aia probleme. Știi că nu mi-e frică mie ca băiat că o să afle despre mine ce am făcut. Nu mi-e frică că șeful până la urmă se va uita acolo pe camerele alea de lua vedere și o să observe că eu în 4 ore m-am tot plimbat cu ochii în mână. Și tot am zis, o să treacă vremea. Da, că e bine, zice, e bine, poate am cântat o cântare atunci. Nu, înțelegeți? A trăi cu transparența, ca în timpul zilei, înseamnă a face lucrurile în așa fel, încât să nu te prindă rușine, să nu-ți fie rușine, oricând să poți să stai în față, să dai socoteală de ce ai făcut, nu cu ascunzișuri. Nu să te uiți în stânga și în dreapta să-ți tremure mâinile sau, eu știu, ochii să-ți bată ca farurile când nu-s reglate bine, înțeleg? Nu? Și să te poți uita așa, drept. Știți, spunea psihanalistul Freud că omul comunică și prin vârful degetelor, nu? Și de multe ori mimica feței. Totul ne trădează. Poziția corpului. Nu? Cum ne stau menele? Nu intru eu acum în detalii, că niște chestiuni, eu le-am mai predat așa studenților cândva chestiunile astea. Sunt importante ele. Sunt importante. Dar eu vreau să vă spun în seara asta, scumpii mei, ăsta e mesajul, dacă eu vă spun sincer, că în ultimele minute m-am luat de acest mesaj. Nu eram, eram pe altceva, dar nu știu de ce trebuia să schimb eu în seara asta. Mi se întâmplă de multe ori, dar în seara asta am simțit că de aici trebuie să predic. Poate Dumnezeu și nu poate, sigur. Vrea în această seară să te provoce în așa fel încât să rup cu trecutul tău și să fii ca și Augustin și să spui, de azi vreau să fiu un om al tău și numele tău să fie scris cu litere de aur în istoria bisericii. Și de nu se va ști despre tine aici ca de Augustin, dar se va ști când se vor deschide cărțile alea mari și numele tău va fi scris acolo. Și vei fi între cei care l-au onorat pe Dumnezeu. Aici, în arcul ăla de timp, hărăzit de Dumnezeu, tu ai trăit frumos și m-aș bucura ca ziua de astăzi să fie ziua luării deciziilor de a trăi frumos în lumea asta. Doamne, ajută-ne! Uitați-vă un al doilea lucru, mergem mai departe. Aici, în cuvântul Scripturii, e a doua caracteristică, sunt la primul punct. Spune acolo, nu în chefuri și în beții. Auzi. Și am zis, asta are de-a face cu anturajele, nu? Chefurile, bețiile, în mod deosebit, au loc în diferite anturaje. Și am zis că, până la urmă, o caracteristică a unei trăiri frumoase este că ea exclude anturajele rele. Auziți bine?
Exclude, nu că mere din când în când. Auzi, ce eu nu mă duc numai când e cât e o zi de naștere, nu știu cui, mai mă duc de 8 martie, mai mă duc de nu știu când, numai atunci. Exclude. Adică n-are de face. Ea n-are de face. Un creștin, un om al lui Dumnezeu, n-are ce să caute la astfel de lucru. E drept că la ora actuală, vedeți, lucrurile s-au schimbat. Oamenii gândesc că ei pot să forțeze până la urmă și pe slujitori să accepte cum vor ei, nu cum spune Biblia. Și sunt unii care accept. Și sunt unii care spun, mă, n-avem ce face, ce să facem, Dumnezeu. Îi lăsăm, acceptăm, merg și ăia și știi că se duce și încolo, se duce și încolo. Mai face și una, mai face și alta, participă la fel și fel de lucruri din astea. Și nu e nicio problemă. Lasă că a venit la adunare, poate așa cânta, mai face ceva, mai rezolvă și se poate. Nu se poate. Observați, nu i-am scris asta. Eu cred că Duhul lui Dumnezeu l-a îndemnat pe Apostolul Pavel să scrie aceste lucruri. Și știți ce a scris el odată? În 1 Epistolă către Corinteni, capitolul 4, versetul 6, el a spus următoarele lucruri. Fraților, uitați-vă, dacă se proiectează, dumneavoastră o să vedeți acolo, este ceva deosebit de important. Pentru voi am spus aceste lucruri în icoană de vorbit. Cu privire la mine și la Apollo, ca prin noi înșine să învățați, să nu treceți peste ce este scris. Și asta e scris. Ascultați-mă bine, asta e scris. Asta nu modifică. Nu modifică nici un consiliu al unei biserici, nici dacă vrea o biserică, știu eu, să schimbe un pic ceva pe acolo, prin statut, prin mărturisirea de credință, la anumite concesii pe care vor să le facă unii sau alții. Nu, aici nu e de discut. Aici este cuvântul lui Dumnezeu. Și eu vreau să te provoc în seara asta, ascultă-mă. Viața ta cum e? Exclude anturajele sau din când în când te mai duci și mai participi, ba la una, ba la alt? Nu e nicio problemă. Doar unii zic, suntem tineri, dar alții zic, da, avem neamuri, dar alții avem prieteni, dar alții nu pot să superi pe șeful, dar alții sunt acolo pe la serviciu, sunt condiționat de anumite lucruri și trebuie. Și se mai poate. Și mai se poate așa. Știi cum o sună? S-a întâmplat undeva, știu bine întâmplarea, știu cine a participat acolo, că era unul așa care îi plăcea și tot fuma, știți? Dar tot pe ascuns. Și într-o bună zi l-au văzut doi, ăștia amândoi sunt pastori, ei mi-au relatat acum. Ei mi-au relatat. Sunt doi frați pastori. Și ei l-au văzut. Și erau tineri atunci și au spus conducătorului de biserică, unui diacon, uite, l-am văzut, așa, așa. Și prima dată o zis, nu, frate, nu, nu. De ăsta începe să-i spună, în ziua de, în locul cu tare, așa, așa, așa. Și-a pus capul în pământ și știți, așa se zice, se poate, se poate, înțelegi? La unii se poate, înțelegi? Frați și surori, stimați prieteni, la mulți se mai poate. Dar uitați-vă, cuvântul spune să nu trecem peste ce este scris. Vor merge mai departe, că sunt o altă caracteristică, uitați-vă acolo în versetul 13, grupesc acolo, curvii, nici în cur, nu în curvii și în fapte de rușini. Asta am putea spune că trăirea frumoasă n-are a face cu imoralitatea. Că și noi îndulcim acum cuvinte, înțelegeți? Da, acolo le băgăm toate, știți, cuvântul ăsta, de multe ori e dur. E dur cuvântul și zgârie, înțelegeți? Și noi căutăm, știi, căutăm acele cuvinte frumoase, știi? Eufemismul este figura aia, nu, folosită foarte mult în limbajul nostru. Dar ascultați-mă bine, până la urmă, asta spune cuvântul lui Dumnezeu, că trăirea frumoasă, nu? A trăi frumos înseamnă nu în curvii și în fapte de rușini. Adică lucrurile astea, atât de mediatizate astăzi, atât de întâlnite în zilele noastre. Și uitați-vă câți creștini comit astfel de lucruri și ei se roagă Tatăl nostru. Și ei merg la biserică. Și ei merg să-i cununi cineva. Și ei merg și poate să împărtășesc
și își cer dreptul și să pun fără să știe nimeni, indiferent la ce biserică. Și o să cai bine. Și să pot. Dar uitați-vă ce spune cuvântul Scripturii. Să nu trecem peste ce este scris. Nu în astfel de lucru. Și câți oameni din zilele noastre nu își permit să trăiască în astfel de lucru. Și ascultă-mă în seara asta. E o provocare deosebită. Provocarea e din partea lui Dumnezeu prin acest cuvânt. Eu nu sunt decât, dacă vreți, un mesager care în această seară are din partea lui Dumnezeu să transmită acest mesaj pentru noi toți. Pentru mine și pentru toți câți ne găsim aici. Și eu mă verific. În lumina acestui cuvânt stau și văd și mă verific pe mine, nu? Ei, uitați-vă dumneavoastră, mai e încă ceva aici, încă o caracteristică a vieții sfinte, a vieții frumoase, spune nu în certuri și în pism. Asta știi cum e. I-am zis o altă caracteristică, trăirea frumoasă e pașnică, nu? Când nu se ceartă și nu e în pismă, însemnează că e pașnic. Adică un astfel de om caută pacea, nu-i place să fie certat, nu? Numai că astăzi nu contează, ne putem ierta. Și știi, ăla care știe să strige mai tare, ăla care știe să-și impună punctul de vedere, ăla e mai puternic, nu? Și cam ăștia, știu, sunt apreciați. Zice, domnule, și-au impus punctul de vedere. Nu interesează cât să sfrâniți. Și era o cântare de mult, spunea printre altele, tu cel ce spui că ești lumină, oare câte inimi ai rănit? Nu contează că a rănit pe unul sau pe altul. Numai că, vedeți dumneavoastră, cuvântul Scripturii spune clar că noi trebuie să trăim frumos. În lumea asta, în viața asta, că e mai scurtă, că e mai lungă, noi suntem provocați să trăim frumos. Trăim, așa ce zici? Trăim? Aici dumneata trebuie să răspund. Cât ești de pașnic și cât cauți pacea, știi cum spune Biblia? Există acolo cuvântul care spune caută pacea și aleargă după ea. Sau în Evrei 12 cu 14 spune urmăriți pace și cu toții și sfințirea fără de care auzi, or fi vă 2-3 care s-au strecurat din Oradea, din Maramureș, crezi? Nu se strecoră nici unul. Că la Dumnezeu, ascultați, nu e cu figuri. Nu e pupil, cum gândesc unii. Spune acolo foarte clar, fără de care nimeni nu va vedea pe Dumnezeu, așa că ascultă-mă bine. Dacă ești în ceartă și te prinde asta, sau invidia, auzi, nu trebuie să faci nu știu ce. Numai să ai ochiul ăla rău, știi? Numai tot timpul să stai și numai, să tot comentezi, nu trebuie să faci nu știu cât. Și Biblia, uitați-vă ce spune. Eu aș vrea în această seară și mă apropie de încheierea acestui prim punct. Avem o provocare deosebită în fața noastră, să trăim frumos. Asta este provocarea. Și în primul rând am prezentat în ce constă această trăire frumoasă sau care sunt caracteristicile ei. Și analizând aceste lucruri, imaginați-vă că stăm, e o oglindă și ne privim. E cuvântul ăsta și e folosit termenul ăsta și în Biblie. Și fiecare poate să se vadă, eu, bumbar, dumneata, puneți numele, oricine ai fi. Când privesc spre aceste cuvinte și Biblia spune să trăim frumos, tu trăiești așa? Viața ta, trăirea ta, este așa? Dacă în seara aceasta vei constata că este și tu ești unul din aceia care împlinește ce spune aici, să trăim frumos ca în timpul zilei și tu așa trăiești, nu în chefă, nu în beții, nu în curvi și în rușine, nu în certuri și în pismă, spune slăvit să fii, Doamne, îți mulțumesc că m-ai ajutat să trăiesc așa și ajută-mă să trăiesc de astăzi încolo. Dar dacă în seara asta tu constați, indiferent, reține, repet, din ce grupare religioasă faci parte, e seara de evanghelizare. Și evanghelizarea e pentru toți, să putem să vedem cum stăm în relația noastră cu Dumnezeu. Și uitați-vă, aici cuvântul Scripturii spune categoric că dacă tu vei constata că viața ta, trăirea ta nu corespunde la ceea ce este scris aici,
În seara asta spune așa, Doamne, mă prăbușesc înaintea Ta, mi-e rușine de mine. Poate vei ajunge în punctul acela în care a ajuns cândva vameșul acela care s-a uitat așa la acel fariseu și eu vreau să vă spun că fariseul ăla n-a mințit. Eu nu cred că a mințit. El a spus acele lucruri în acel moment. Îți mulțumesc, Doamne, că nu sunt ca ceilalți oameni hrăpăreți, nedrepți, prea curvari. Și a zis, nici ca vameșul ăsta. Eu fac asta, eu dau și așa mai departe. Și omul ăsta a auzit și în acele clipe el a spus așa, s-a bătut cu pumnul în piept și a zis, ai milă de mine, păcătosul. Și ce ziceți? A privit Dumnezeu spre el? A privit. L-a iertat Dumnezeu? L-a iertat. Aș vrea în această seară ca Dumnezeu Sfântul să ne ajute ca la încheierea slujbei să putem pleca de aici cu oameni cu decizii sfinte. Doamne, vrem să trăim frumos. Amin. Pentru Tine. Amin. Doamne, ajută-ne. Un al doilea lucru pe care vreau să-l sublinez în această seară cu privire la orice provocare deosebită să trăim frumos este că trăirea frumoasă e determinată de lucruri deosebite. Auziți? E determinată de lucruri deosebite. Dacă vreți, evenimente, situații cu care noi ne confruntăm. Observați, în versetul 11, unul din lucrurile care ne determină să trăim frumos. Eu iau text din text. Uitați-vă versetul 11. Și aceasta cu atât mai mult cu cât știți în ce împrejurări ne aflăm. Eu nu pot să vă spun cu exactitate la ce împrejurări se referea Pavel, nu știu. Nu știu care era contextul politic, social, cultural al vremii cu exactitate. Aș spune câteva lucruri. Dar nu pot să fiu sigur. Dar în orice caz, nu era ușor. Persecuțiile asupra bisericii deja se întețeau. Creștinii au mai fost expulzați din Roma împreună cu iudeii. Și nu peste mult timp după scrierea acestei epistole, creștinii din Roma au trecut prin cele mai crunte persecuții. Când crudul Nero, dorind să fie și el cineva, a vrut să scrie și el o operă deosebită, nu? Să fie faimos, a incendiat Roma și până la urmă știți ce s-a întâmplat, cum creștinii erau legați de stâlpi, unși cu smoală și ardeau ca torțele. Alții aruncați pradă fiarelor sălbatice, alții decapitați și câte multe alte situații din asta. Eu nu știu cu exactitate împrejurări. Dar vreau să vă spun că împrejurările nu erau simple, nu erau ușoare și când spunea apostolul Pavel, se referea, ei înțelegeau. Eu dacă transpun lucrurile acestea pe planul ăsta, actual, când mă uit la ce se întâmplă așa în jur, și eu vreau să vă spun, pe mine mă interesează cât de cât și citesc și mă uit, chiar dacă nu am atâta vreme acum, dar mă uit cam ce se întâmplă și mă interesează. Și uitați-vă ce se întâmplă. Omenirea oarecum e îngrozită de ce se întâmplă. Auzim de cutremure, auzim de inundații tot mai des, auzim de molimă, de ciumă, în mod deosebit cum scrie în Biblie. Și anul trecut, dacă s-a auzit de ceva, dar de ebola s-a tot auzit. S-a auzit și la radio, așa. S-a auzit. Și s-au înspăimântat unii ce o să fie, ce o să se întâmple. Dar eu totuși vreau să vă spun că există cineva care poate să ne asigure viitorul. Și spune în Ieremia 29, la versetul 11, se adresa Dumnezeu unor prinși de război. Nebucadnețar, crudul împărat babilonian, i-a dus în exil. Undeva prin 586, era a treia deportare. Și l-au dus evreii și se gândeau ce să facem și cum va fi. Și Dumnezeu a avut un mesaj prin prorocul acesta și a spus, căci eu știu gândurile pe care le am cu privire la voi, zice Domnul, gânduri de pace și nu
de nenorocire, ca să vă dau ce? Un viitor și o nădejde. Deci poate da cineva viitorul, poate asigura cineva? Acesta e Dumnezeu, slăvit să fie El. Cred că asta l-a făcut pe Niculiță Moldoveanu, acest om față de care putem să spunem că am avut respect și acum ne aducem aminte, chiar dacă a trecut la cele veșnice. Dar omul ăsta, într-una din poeziile pe care le-a scris, a spus: eu nu știu, Doamne, viitorul, dar știu că el e în mâna Ta. Fă să nu uit vreodată aceasta și liniștit să-ți pot urma. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Ei, împrejurările în care ne aflăm ne determină să trăim frumos. Apoi, uitați-vă, altceva. Ce ne determină să trăim frumos, am zis, este ceasul trezirii. Spune cuvântul Scripturii. Să vă treziți, este ceasul să vă treziți în sfârșit din somn. De câte ori ne vorbește Dumnezeu? Ascultăm câte o cântare, nu? O vă laud. Dar ce-i frumos, e frumos. Ați cântat și eram și aici și fratele, nu? Și simțeam bucurie. Vă spun așa, m-am amintit de multe ori în predici când ați cântat anul trecut cântarea aceea din Apocalipsa 21. Și acum mi-a rămas așa întipărită în minte. Și Dumnezeu ne trezește de multe ori prin cântare. Dumnezeu ne trezește prin predică, ne trezește printr-o poezie. Sunt momente când ne trezește în rugăciune, așa-i? Are Dumnezeu cocoșii Lui să ne trezească, L-o trezește pe Petru, că și Petru a luat-o la un moment dat. Dar Dumnezeu a folosit cocoșul ăla și L-o trezit pe Petru. Și în momentele acelea El a avut ocazia să se uite țintă spre Iisus, să uitați spre El, să uitați. Și s-a încrucișat privirea Lui cu privirea Lui Iisus. Eu vreau să spun ceva, împrejurările-s grele, situațiile-s grele, toate. Și poate te gândești unde să privesc. Și Dumnezeu din când în când, prieten drag, te duce undeva să te trezească și în seara asta te-a dus aici și ai auzit cântare și auzi cuvânt. Și e cuvântul ăsta al lui Dumnezeu prin care El îți vorbește. Tu ce vei face? Poate ești aici unul care a încheiat cândva legământ cu Dumnezeu. Și ai spus, te voi sluji, Doamne, până la moarte. Și când te uiți acum în viața ta, numai nu-i trăită frumos. Și poate e acolo durere, poate e chin, poate și în seara asta simți acolo în adâncul sufletului tău că e ceva. Dar ascultă-mă! E ceasul trezirii tale. Tu ce vei face? Când s-a încrucișat privirea lui Petru ca lui Iisus, știi ce-a făcut Petru? S-a dus afară și-a plâns cu amar. S-a dus undeva și-a plâns și-a părut rău. Tu ce vei face? Vei plânge? Îți va părea rău de ce ai făcut? Te vei căi? Vei spune, Doamne, asta sunt. Poate am încercat să mă ascund. Să nu știe nici tata, nici mama, nici soțul, nici soția, nimeni să nu știe. Dar în seara asta am înțeles ceva. Că tu vrei ca eu să trăiesc frumos, tu mă provoci la asta. Și îmi spui că ceasul trezirii în seara asta este pentru mine. Eu vreau să mă trezesc și vreau să te onorez pe tine de acum înainte, prin viața mea pe care vreau să o trăiesc frumos. Vei fi tu unul să te ajute, Domnul. Și încă îți mai spun ceva, mai e un lucru care ne determină să trăim frumos. Împrejurările, ceasul trezirii, de când ori Dumnezeu nu folosește ceasul ăla al trezirii, l-a folosit și pentru acel om care avea numele frumos de Felix și era interesat de creștinism și avea pe nevastă sa Iudeica pentru Sila și l-o chema pe Petru, pe Pavel, și Pavel era în lanțuri și a început să-i predice. O, ce predică superbă! Și spune în Faptele Apostolilor, capitolul 24, de la versetul 24, uitați-vă, e textul ăla atât de frumos. Și Pavel auzi predică, îi vestește cuvântul lui Dumnezeu, ascultat despre credința în Hristos Iisus. O, ce-ar fi ascultat și eu predica lui Pavel. Câte lucruri frumoase i-o fi spus. Dar la un moment dat cuvântul lui Dumnezeu,
Dumnezeu au spune ceva. Era ceasul trezirii pentru Felix. Și următorul verset spune, dar pe când vorbea Pavel despre neprionire, despre înfrânare și despre judecata viitoare, Felix, îngrozit, auzi, a început să lucreze conștiința. Fiecare lucru atingea corzile sensibile ale sufletului său și vedea că nu-i bine. Era un ceas al trezirii pentru el. Unde ar fi spus, Pavel, dacă acest Iisus ia poveri, ridică poveri. Dacă acest Iisus spală conștiințe, dacă acest Iisus scapă de păcate, eu sunt grozit de ce am făcut, vreau să mă prăbușesc înainte lui. Vreau să-l urmez de astăzi încolo, dar știi ce am făcut el? De asta dată du-te. Și când voi mai avea prilej, te voi chema, tu ce vei face în seara asta? Vei spune nu în seara asta? O, Doamne, lasă ca Duhul Tău cel Sfânt să cerceteze orice ființă. Amin. Și dacă în seara asta e pentru cineva ceasul trezirii, fă să înțeleagă lucrul ăsta, să se trezească. Și să spună, eu vreau să te urmez pe tine din seara asta, am înțeles, Doamne, că e o provocare deosebită pentru mine să trăiesc frumos. Și vreau să trăiesc frumos, Dumnezeu să-ți ajute. Și ascultă-mă, încă ceva ce ne determină, am spus, este cuvântul ăla care spune aici, în versetul 12, noaptea aproape a trecut. Se apropie ziua. Ce zi? Ce zi? Ascultați-mă ce zi. E acea zi glorioasă. Mulți spun, va fi, nu va fi. Mulți spun, a, nu mai e. Credeți-mă, mă văd copil. Și așa au trecut de repede ani, până la urmă trecem noi. Și vedeam și văd parcă acum, așa îi văd pe acei oameni în vârstă, nu adunați în locuri confortabile, cum ne adunăm noi acum. Dar așa cântau. Și cântările lor erau, noi așteptăm pe Domnul Iisus când vine. Și ei cântau la alt trâmbiții răsunet, când va fi, când va fi. Cântau sau nu cântau? Cântau. Ei cântau acele cântări prin care doreau ca Iisus Hristos să vină, că știau că acest Iisus se va întoarce și câte lucruri nu ne spun că El vine. Și uitați-vă câți oameni din zilele noastre nu se interesați de asta. Parcă învățătura asta despre revenirea lui Iisus, despre ziua glorioasă, e nu se mai aude. Dar ascultă-mă, vin în minte niște versuri. Ei nu mai țin minte din ce poezie, dar știu corect, am în tinerețe. Și versurile acelea spunea așa de frumos: veghează, te rog acum, fecioara-i gătită, ieșită e în drum, așteaptă pe mire, târziul e greu, așteaptă în tăcere, așteaptă mereu și iată-l că apare. Tot cerul încânt, o sana mărire ție, o mire prea sfânt, acest Iisus vine. Știi cum se termină cartea asta, Apocalipsa? În capitolul ăsta 21, 22, cuvântul lui Dumnezeu spune în versetul 20, cel ce adeverește aceste lucruri zice, da, eu vin curând. Amin. Vină Domnul Iisuse. Vine. El vine iar, mi-a povestit cineva. Că atunci când s-a declanșat, așa zicem și noi, revoluția aceea la Timișoară, martor ocular mi-a povestit. Că acolo s-a cântat și imnul ăsta. Sfârșitul veacului trăim cu lupte, ură și război. Dar fericiți la cer privim, nu e mult. Și vine Domnul iar la noi. El vine iar. El vine iar. Vin? Dar ți-ai pus întrebarea cum te va găsi. O, Doamne, fă ca în seara aceasta, toți că suntem aici să înțelegem că Tu ne provoci să trăim frumos. Și dacă poate până în seara asta nu te-a determinat nimic, poate că ce mă tot bate la cap mama și tată? Ce tot dau treabă ăștia să-mi spună mie cum să trăiesc frumos? Ascultă-mă!
În seara asta, provocarea asta ți-o face Dumnezeu prin cuvântul Său și spune, trăiește frumos. Că împrejurările nu-s ușoare. Ascultă-mă, Dumnezeu caută în momente când să te trezească și ceasul trezirii, El sună pentru tine. Și ascultă, ziua se apropie. Iisus vine, ți-ai pus întrebarea cum te va găsi? O, Doamne, ajută-ne să trăim frumos. Amin. Și în ultimul rând, al treilea, după care închei. Dacă am văzut în primul rând că trăirea frumoasă are caracteristici deosebite, dacă am zis trăirea frumoasă este determinată de lucruri deosebite, în al treilea rând, trăirea frumoasă este posibilă prin acceptarea unor condiții deosebite. Ascultați bine. Trăirea frumoasă e posibilă prin acceptarea unor condiții deosebite. Ascultă-mă. S-ar putea să spui, măi, sunt convins și trebuie. Și poate vei fi aici unul care ți-ai propus de atâtea ori să rupi cu păcatul, cu murdăria, cu viața păcătoasă, cu atâtea și cu atâtea lucruri, dar te-ai văzut din nou prins în așa unor lucruri. Poate ai avut momente din acelea în care ai simțit că Dumnezeu îți vorbește, că te cheamă și ai spus, sunt gata să fac asta. Poate ai promis fată de atâtea ori la maică ta sau la tatăl tău care plânge pentru tine. Și iarăși te-au prins unele lucruri. Poate ai și soțule care ai promis și ai spus, voi trăi frumos. Și iar ceva te-a prins. Poate ești aici o soție care ai spus, iar o să fiu așa și iarăși, iarăși, prieten drag. Poate ai mai auzit de multe ori anumite lucruri despre Dumnezeu și ți-ai propus să schimbi viața, să fii altfel. Și poate iar ai dat rateuri și n-ai reușit. Ascultă-mă. A trăi frumos nu e că, știu eu, pornesc, așa am auzit pe mulți să spun, zice, când mă pocăiez eu, și am văzut cum s-o pocăie. Dar uitați-vă, aici sunt câteva condiții. Una din condiții este în versetul 12, care spune așa, să ne dezbrăcăm, dar de faptele întunericului. Auzi? Ca să poți trăi frumos, trebuie să aibă loc o dezbrăcare. E adevărat. Scrie acolo. Dar de ce să te dezbrăci? Adică este o acțiune pe care tu trebuie să o faci. Știți, îmi vine o imagine din Biblie, din Marcu, din capitolul 10. Este vorba acolo despre Bartimeu. Toți știți despre Bartimeu. Știți? Noi ăștia care am crescut mai de mult prin biserici, textele astea așa ne-au rămas întipărite că acele cântări de pe vremuri, eu de câte ori am auzit despre orbul Bartimeu, parcă și acum îmi vine să cânt. Cântarea aceea cu refrenul era orb, dar nu vedea. O, ce cântare, nu, parcă acum mă trec fiori. Și stătea Bartimeu ăla acolo, în colbul ăla. Starea aia, jarnic. Și auzi la un moment dat că pe acolo trece Iisus, auzi. Și cuvântul Scripturii în Luca la capitolul 10 ne spune următoarele lucruri. Undeva de la versetul 47 spune, el a auzit că trece Iisus din Nazaret și a început să strige, Iisuse, fiul lui David, ai milă de mine. Mulți îl certau să tacă, dar el striga și mai tare, fiul lui David, ai milă de mine. Iisus s-a oprit și a zis, chemați-l, chemați-l. Au chemat pe orb și au zis, îndrăznește, scoală-te, căci te cheamă. Crezi că te cheamă în seara asta, Iisus? Eu sunt 100%. El te cheamă. Și uitați-vă ce spune următorul verset, foarte sugestiv. Orbul și-a aruncat haina, a sărit și a venit la Iisus. V-ați gândit dumneavoastră cum a fi fost haina aia? Eu m-am gândit, dar mă, nu sunt eu așa, nu sunt eu scriitor, nu sunt eu din ăsta să iau, să scriu, să descriu, nu știu câte, dar așa, un pic de imaginație. Cum a fi fost haina aia? El n-avea ocazia să stea în oglindă că putea sta. Nu? El n-avea ocazia să vadă că spete pe ea. El n-avea ocazia. Poate nici tu n-ai avut ocazia să te uiți. A zis că e bine. El n-a avut ocazia să vadă cum e croiala. Nu a avut ocazia, dar știi ce știa el? Haina asta e aia pe care eu șed acolo în colb.
Și haina asta simt că e grea, că cine știe cât e de îmbâxită și câte lucruri să-mi ia. Și au zis, dacă mă cheamă el, păi la el nu mă pot duce oricum. La el nu mă pot duce oricum. Auzi, nu mă pot duce. Și-o luat haina aia și spune, auzi ce spune acolo, aruncat-o, s-a dezbrăcat de ea, aruncat-o. Și-o zis, mă duc la Iisus. Oare tu ai fi gata? Ai fi gata să faci asta în seara asta? Oare cât de aici sunt gata să arunce haina? Să spună, m-am săturat de că e grea, că și miroase. Sau zice românul nostru, puce. Ce să mă mai duc? O dau! Și el a făcut lucrul ăsta. Oare câți îs gata în seara asta să spună, mă dezbrac, renunț la el. E o condiție și deosebită. Aici e marea problemă, aici sunt de bătălii. Că zice cât e unul, zice, mă, m-aș duce, zice, da. Mă, la voi niciun pahar nu-i voie, zice. A venit unul la mine și a zis, pastore, nu, ce zici, nu mă puteți nici acum. Și a zis, mă, Ioane, tu știi că nu te poți lăsa de țigările astea. Și tot fumezi. O, zice, pastore, dar tu nu știi că eu nu mai fumez 3 pachete, numai unul. Înțelege? Numai unul. Dar el vrea, unul. El nu putea să arunce, înțelegeți? Nu să se debaraseze, să renunțe. Aici e marea problemă. Dezbrăcare înseamnă renunțare. Și apoi mai există acolo o condiție. Uitați-vă, cuvântul Scripturii spune în Romani, capitolul acesta 13, ci îmbrăcați-vă în Domnul Iisus Hristos. Aici este. Nu prin puterile tale, renunți la astea și spui, de aici încolo, Iisuse, eu vreau să fii tu stăpânul meu, eu vreau să fii tu domnul meu și de astăzi încolo eu nu mă duc în puterea mea, nici bazat pe inteligența mea, nici bazat pe faptul că eu pot să mă descurc în lumea asta. Și am auzit, auzi, domnule, eu stăpân pe mine, domnule, autocontrolul, zice, la mine e ceva important. O, domnule, mă tare, nu cunoști cât te știu eu. O, i-am făcut psihologie, i-am făcut atâtea și atâtea lucruri. O, domnule, educația atât de importantă și frumoasă și importantă. Numai am văzut oameni educați și stilați și banierați, dar înfundați în păcate și în fel de fel de lucruri din numai. Dar i-am văzut pe acei oameni care au venit la Iisus și au zis, ăsta-s eu. Și Iisus e Cel care te îmbracă și îți dă o viață nouă, o trăire nouă. Mi-a zis fratele Bogdan, ca seară prietenul meu Brie predica aici la dumneavoastră despre Zacheu. Și a coborât Zacheu de acolo, din dudul ăla, așa. Și la un moment dat a zis, jumătate din avuția săraci, mi-a dau săracilor, pe cine am înăpăstuit, cu cine ceva, dau înapoi, împătrit. Adică el l-a primit pe Iisus și auzi, nu el. Când el era lăcomie, până acolo erau atâtea lucruri pe care și le-a dorit. Dar când o pătruns Iisus și-o zis, Iisuse, fii tu stăpânul meu, fii tu domnul meu, acolo a început să lucreze o altă putere. Steinhard, acest evreu convertit la creștinism, când face un comentariu la pasajul ăsta, el spune următoarele cuvinte. Zice, aici se poate vedea puterea lui Dumnezeu de a replămădi omul vechi și de a făuri din trânsul un om nou. Asta poate face Iisus. Spunea Mudin, a văzut lumea ce poate să facă un Dumnezeu cu un om care se predă lui, cu un om care vine la Iisus Hristos. O n-ai vrea să fii tu unul? Seara asta este seara provocării tale. Este seara când tu poți să stai înaintea lui Dumnezeu. Nu o să merg mai departe, mă apropie de încheiere. Și doresc ca mâna lui Dumnezeu să fie întinsă peste noi. Uitați-vă, aici e o condiție întreagăt care spune și nu purtați grijă de firea pământească, adică predai controlul întregii tale ființe lui Hristos și nu te mai uiți un ochi încolo sau încolo, ci din potrivă ție vie cântarea aceea veche de care nu ne prea mai amintim noi. Dai grijă ochișor unde privești, ai grijă piciorul unde te duci, cum te îmbraci. Ei, deja ești atent și nu mai porți grijă de fire, ci spui, Iisuse, tu ești Domnul meu. Nu numai așa că noi cântăm frumos și spune, Iisus e al meu, tu ești mai scump decât aurul și argintul. Dar numai la biserică, la cântare. Că dacă zice cineva să dai un pic de argint și de aur de pe tine, nu-l dai, zice, mai utilez orice, numai asta nu. Nu? Dar când ți-e mai scump,
Tu cânti poate cântarea asta, Doamne, mă predau astăzi, dar numai la biserică. După aceea nu e problema, nu? Sunt la dispoziția ta dacă trebuie să vă... A, păi sunt alții și cânte și câte alte lucruri. Știi ce înseamnă? A preda controlul întregii tale ființe lui Hristos, a te îmbrăca cu El. A lăsa ca El să fie stăpânul întregii tale ființe. Să fie stăpânul minții tale. Să fie stăpân peste ochii tăi, peste mâinile tale. Și atunci cânta cântarea aia, bă, Doamne, în slujba ta și în slujba ta mă ține. Să n-am nimic în asta lume decât pe tine, o, Doamne. Și atunci vei zice, ia mâinile și a lor lucrare. Vei spune totul, știi de ce? Că vei zice, eu îl vreau pe Iisus mai mult ca orice. Amin. Tu vrei să fii un astfel de om în seara asta? Amin. Aș vrea să ne rugăm lui Dumnezeu. Vrei să ne rugăm? O, ce provocare deosebită! Tu simți că e o provocare din partea lui Dumnezeu pentru tine? Tu simți că în seara asta Dumnezeu te cheamă, te provocă? Nu știu cum ai trăit până acum. Ascultă-mă, s-ar putea să fii un om deosebit aici. Să fii un om care până în seara asta să fie trăit într-un mod deosebit, poate după părerea ta. Ești așa de bun că poate să te pună undeva într-o icoană. Nu știu, poate e părerea ta. Dar după ce ai auzit aceste cuvinte scrise aici, și ai înțeles că provocarea asta este să trăiești frumos. Și ai auzit că trăirea frumoasă are caracteristici deosebite. Că e determinată de lucruri deosebite, de împrejurări, ceasul trezirii, că vine Iisus. Și ai înțeles că e posibilă doar prin acceptarea unor condiții. N-ai vrea să fii tu unul în seara asta să spui, eu vreau să vin la tine, Iisus, haide să ne ridicăm în picioare.